Salutare, dragi prieteni, dragi abonați, oameni buni și toți care se uită la canalul meu. Și da, ieri am ajuns acasă, după o lecție că am lucrat mai mult decât trebuie, din cauza aceea că, știți, am avut și o nuntă la Chicago și am decis să mai lucrăm o lecție mai mult. O să stăm, cred că, o săptămână jumătate, o să stăm acasă. Eu o să mă stăruiesc să fac minimum 2-3 videouri. Să mă stăruiesc cât mai interesant și pentru voi, să vă spun câte mai multe lucruri nu ți-au folositor pentru Moldova sau pentru oamenii care să vii în America din Moldova. Nu, și astăzi o să facem un video despre o casă americană. Noi recent ne-am mutat la casă pe pământ, am trăit până acum la apartament. Nu ne-a plăcut, nici nu o să ne placă niciodată, că noi am crescut la țară, acolo unde este bucat de grădină, poți să dai și muzică tare și vecinii nu sunt așa bine buni și tot așa mai departe. Nu, și dați să începem cu casa dată. Și în cazul dat eu o să vă... Da. Eu am să fac un video despre casa unde trăim noi. Eu și încă doi băieți. O să vă arăt și intrinsa, de ce e construită, cât s-a chită, nu știu, dați să începem. Asta e garajul, e făcut pentru două mașini, este așa ceva, așa tare multe lucruri. Și noi, dacă avem așa ceva, nu facem așa și el se deschide. Stă o bucată de mașină și o bucată de motocicletă. E tare bispredel aici, noi de gen am mutat și tot împrăștiet. O să vii și Marcus și o să facem niște curățenie aici, nu? Și facem așa și o să închide automat înapoi. Asta e tare pricolnă și ia cât intrăm în casă. Asta e ușa și așa punem niște încălțăminte, numai că nu prea am pus și deschidem. Fiecare casă, fiecare apartament chiar au și o structură oarecare. Dar are living, unde suntem noi amuiană, este se numește living. Oaspeții poți să-i primești, stai la un televizor, chiar seara tu te uiți. La noi casa e cu 4 cameri, avem 2 băi, avem 2 locuri pentru o mașină, asta în garaj. Este bucătărie, este laundry, unde poți spala hainele. Ei n-au lora, să zicem. Unele case sunt mașini de spălat. Este mașini de spălat și este dryer unde pui hainele sub suc. Noi le-am adus pe a noastră personale. Spăjăm la bucătărie să vă arăt bucătăria noastră și avem și noi și este la Moldova, mai ales și este aici. Stil american, ceva nou pentru voi și pentru mine totul a fost când am venit și eu în state. O să vă arăt cum am amenajat bucătăria. O să faceți și voi diferență cum e la Moldova, cum e aici. Noi avem aici o masă, aici noi mâncăm, noi suntem 3 băieți. Ca unii normal, dacă vin mai mulți, avem, aici mai sunt tare mulți moldoveni ale noștri. Noi tare des întâlnim chiar și ieri a fost video la noi. Cum vedeți, sunt plapuri unde poți pune chestii cu puliții, linguri, aici și mi trebuie. Aici nu este un super veselă, aici e spalat, dar nu. E tare preconic de living, dacă ceva vrei să mănânci sau cineva ta prepară, face ceva mâncare sau toată niște băuturi. Nu mai dat aici, cineva ta l-a luat, se uită la televizor. E tare pricolă, mie tare mult îmi place. Și dați să vă arăt ceva interesant, că uitați așa am pus noi. Așa înapoi. Ce este? Și tare ușor, tare ceapă, mie îmi place. Asta e, apoi. Aici la noi e mașinca de spălat veselă. Dacă vedeți, aici pui veselă pattern, aici pui detergent, este special. Și se pune la spălat. Vreți să vedeți că cântăresc eu? 72 de kg și 300. Și că aici avem frigider. Știți că în America unii nu te duci în orice apartament, unii ne închiria acasă. Este frigider, aragaz, unde poți face mâncare. Nu, la apartament când am trăit n-am avut microwave, dar aici este. Sunt dulapuri, tot standardul care trebuie să fie, unde poți pui veselă și mie este nevoie masă, noi. Tot mobila care se află în living, asta noi aducem, noi punem, asta e a noastră proprie.
cumpărată de noi. Stați că mă sună unul și... Hello? Yeah, yeah, I call about the, my case. Yes, your case in Monroe. Hey, yeah. I just received an email back from my attorney. He was out of the office yesterday, but he's now today working. Your case, when the courts for some reason put the attorney on the case, they sent it to the juvenile court. Yeah, somebody called me like 2 days ago, no, 1 week ago. Yeah, it says like I was born in 2003. Yeah, and what I should do right now? Alright, thank you. Alright, bye-bye. După cum vedeți, da, eu am avut un ticket în Louisiana, pe viteză, și n-am fost atent, n-am fost atent la drum că se scade viteza din 70, se limitează la 60 de mile pe oră. Și n-am fost atent și că din cauza asta am polițistul m-a prins la radar. Nu știu cât acolo, 10 mile am avut over, da, 10 mile, mergem tot cu 70 prin 60. Și ne-au dat un ticket și în America așa e cu ticketele astea. O să facem o temă aparte și o să vă povestesc cum lucrează sistemul în America cu ticket, asta e ștraf, amendă, da, îți dă o amendă. Și o să facem un video aparte despre amendele în America. O să fie tare interesant că eu, multe lucruri eu aflu, am, după aceea și se întâmplă. Să se întâmplă, fac ceva. Nu, căruci, asta nu e pe asta, să vorbim aparte, dar să mergem mai departe. Am uia dat să vă arăt laundry-le. Da, unii spălăm hainele noi. Asta noi am cumpărat, asta e a noastră. De la momente că dat să usuc hainele chiar. Numai deschis asta și automat se oprește. Așa se usucă, așa are un fan care el încălzește. Și este baraban, nu știu cum se numește în limba română. El se învârtește și așa este căldură și dăm el când se învârtește, se usucă. Eu am spălat hainele, numai le speli, că așa le speli, dăm, așa le bagi și se usucă. Când îi spui fructe, legume, să zicem un fel de beș, sclad, cum se numește, nu știu cum se numește, caroci, un fel de camorg. La fiecare, că noi ne-am, când am fost la cămin, la universitate, acolo erau toți din fiecare, din toate raioanele. Apoi în fiecare raion, nu știu, să zici, aproximativ sunt cuvinte care numai la dânsă este în raion și în sat și ceva diferit. Și eu zic și eu, poate să mă înțeleagă tăți. Posibil. Nu, dar aici ce avem? Aici nu avem nică. Aici tot poți pui ceva lucru. Asta e semnalizație. Aici ne... E setatul. Face setatul. N-ai întrebări. Есть же камера в мене, и есть же еще. А когда еще один в бухгалтерии, мы предыдатым в гараж. Внутри гараж, а еще тут яр из лукуль, ши яр лукуль. Но и требуется сфащим амушрат. Сейчас я есть, как еще есть тот пентру гараж. А ты еще дату. Сапринди беку автомат, сардик уша. Смежим с варат камерли американи, где трои мной. Da, rău. Până la cameri, noi mai avem așa ceva. Dacă uitați-vă, dacă Moldova trebuie să... Da, poate oamenii bogați îți permit așa ceva, dar aici nu te-am întrebat și bogat ca să ai așa ceva. Statele Unite le-a făcut pentru oameni, nu pentru bandiți. De la dânsul controlez temperatura în casă. Toată casa este așa ceva. Pe acolo iese aerul. Și îți alegi, aici dăm îți alegi. Eu nu știu cum se numește, central heater, ceva de gen. Aici alegi temperatura, la momentul dat e 61 de Fahrenheit. Așa poți să încălzești, să încălzească casa și încă să reșească. Casa se controlează numai de aici. Și dați să mergem mai departe. Puțin nu-mi place proiectul la casa dată din cauza aceea că nu, casa dată e pentru, mai mult pentru familii. Nu, noi nu suntem familie, suntem trei băieți, tineri și noi nu suntem însurați. Încă. Asta ne însurăm cumva. Este o cameră mare și încă două cameri mai mici. Dar nu-mi place una că, știți, se alătură și asta nu e chiar interesant. Da, să vă arăt ceva de genul dat, dacă aici este și ceva. Aici intrăm pod. Eu niciodată n-am fost ca tare.
Dacă chiar rămâi, asta mă duc la casa, sistemul care rășește tot casa și încălzește tot casa. O să vă arăt camera unde trăiesc eu și restul camerelor. Aici avem pat, patul tare mare, spring box, sunt mai înalte, îți alegi tu de care vrei tu. Dacă este matrasul, aici ne-am pus o jucată de dulap. În principiu, camera dată e cea mai mare din casă, aici avem și baie. Sunt baie prigolne, chiar. Dacă avem oglindă mare, asta în fiecare casă, apartament, unde te duci, este baie. Una, două, dependență de câte camere sunt. La noi sunt două baie. Așa că aici este pentru două persoane. Ți-ai pus lucrurile care îți trebuie. Este biceu. Aici este duș. Apă caldă este, apă rece este. E tare prigolnă. Grădină la noi. Sunt dulapuri. Unde pui lucruri. Ce vrei tu aici. Și să vă spun drept, comunalele vin cu mult mai puțin ca la Moldova. Tătile că toată casa se rășește, toată casa se încălzește. Asta tare mult îmi place. Este așa ceva. Și dați-vă arăt. Aici este unde camera unde îți pui hainele. Aici am o lecție de stat într-un moț. Dați vă arăt ceva picolină și îmi place tare mult. Dacă este așa ceva. El e tare, tare ceva. Faci așa, 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 așa. Și nu dacă nu-s haine, el dă nu s-a dit în sus. Dacă uitați-vă. Bam, bam. Încă și mai este o baie. Avem încă baie. Se pot lucruri. Este oglindă deja, este pe mâine, și cum să spui lucrurile, micel este. Nu, și aici mai avem o cameră, aici trăiește Marcus, el are aici view frumos. E mie mic camera asta și drept, că Marcus are și gitară aici băiatul. Mi-a zis mie să-i fac așa ceva, dar eu am uitat. Am să vă arăt ceva interesant. Miros și ala e tare frumos. Nu ca să mă uit de a doua muie. Sunt în fund. Și închidem camera pe jumătate de oră. Eu, Marcus, ți-am dat. Ca să nu uit. Nu, și aici mai este o cameră. O să vă arăt camera dată. Tot e ca camera de alături. Da. Aici noi o ținem pentru oaspeți. Suntem pat aici am pus. Ia să desfaci. Să dormi pe dânsul. Tot frumos. Poți să pui lucruri, ceva încălțăminte. Scurte. Ceva. Da, aici nu prea avem scurte. Că fiecare punem în cameră. Și tot ok. Și ne ducem la doi etaj. Mai avem o cameră, că trăiește Badea Ula. Welcome aboard. Badea Ula, rupi ștanga. Place frumos așa. Este curabil. Se vede. Ăștia afară soarele, noi cred că am ușa să ieșim și noi cu motocicletă, o lecție. Că a plouat tot ziua. Și am ușit și afară, să vedem ce este. O să închidem aici. Și aici ieșim la un fel de balcon, să zicem așa. Trebuie să facem curat, am cumpărat. Cumpărat Kjorker. Un furtun. Să cumpărăm ca să conectăm la apă. Aici să facem curat, spălăm tot, aici este masă mare, scaune. Aici dacă vin mai mulți, pus setcă, mărânțic. Și să nu intri țânțari. Trăim într-o zonă foarte bună, nu e criminal zona dată, nu se fură. Și chiar de sfură noi pentru casa dată am pus asigurare și am pus asigurare de 10.000, da, până la 10.000 dolari. Stăt și sfură din casă, îi acoperă 10.000 dolari. Că mașină, motocicletă, toate au asigurare aparte și chiar dacă sfură, e, nu achită asigurarea mașinii sau motocicletă. Așa, în America tare mulți lucrează cu asigurare. O să facem un video aparte unde să vorbesc despre asigurări. E tare interesant, e tare trebuie să fie atenți cu asigurările, că dacă nu cheltuie tare mulți bani. Da, și dați să vă spunem. Pe casa dată, noi achităm 1550 dolari. Asta în fiecare lună, în afară de comunale, să zicem, electricitatea, gazul, undeva 1800 dolari, astea total. 1800 dolari,
În fiecare lună trebuie să achizi casă. Din cauza aceea că ea nu-ți aparține. Nu, asta e un preț destul de bun. Apartamentul în care noi am trăit acolo erau două cameri și achitam cât $1,100. Față de, ca de exemplu, Chicago, New York, Los Angeles, Las Vegas, aici cât de cât să achitări pentru arendă mai puțin. În Moldova n-am văzut ceva. Copacul ăsta cum înflorește. Și asta el e plin de flori, amu și el trebuie să înflorească tot. Că trebuie să cosim iarba. Știți că în America dacă nu cosești iarba și dacă nu cosești, apoi statul poate să vii și te amendeze. Asta așa e legi. Eu tot nu știam de asta, dacă văd că m-am aflat. Toate casele în America sunt construite din lemn. Nu e ca la Moldova să târâi, chetroai, o viață să muncești pentru o casă. Casa asta e făcută toată din lemn. Și sunt și clădiri, chiar sunt case mai mari, de exemplu, cu 3-4 etaje și nici undeva mai tine, că nu știu până la câte etaje, se construiește tot din lemn. Din cauza ce e? 1. E mai ieftin. E cu mult mai ieftin. 2. E mai rapid. 3. De exemplu, cum la Moldova construiesc o casă, trăit acolo 30 de ani, alte generații, dar care vine următoarea, trebuie să o strâșe sau să o... Nu cred că să o strâșe. Sau dacă nu o strâcă, strâcătă dinuntru și fac evra remont sau eu ceva de genul, că e vechi stilul și nu e interesant, nu e plăcut să vadă ceva. De atât așa, e tare ușor să o dărâm. E ușor, așa au venit într-o zi, o dărâmat-o, nici nu-i nică, într-o zi așa. Și sunt în unele state, le construiesc din lemn, în cazul așa că este uragan, ceva tornadă, cum am azi, chiar astăzi vă spun drept, este tornadă în Florida. Azi e data de 26, puteți să vedeți unde vreți, este un fel de... Nu e mare tornadă, dar am văzut pe radar că mi-a arătat că vine tornadă și trebuie să fim atenți la chestia asta. A nimerit odată în tornadă și nu-i interesant tare. E așa, e interesant. Și e ca așa, eu sper să vă plac și v-am arătat azi. Urmăriți vlogul, puneți subscribe, un like, faceți un share. De azi înainte eu să mă stăruiesc să vorbesc cât mai mult, să vă spun cât mai multe lucruri interesante și să aflu în America, să cumpărăm în Europa, Moldova, de exemplu, Rusia, Ucraina și tot așa mai departe, lucruri interesante din America. Asta a fost video de azi și până data viitoare, asta pește 2-3 zile. Noi ne vedem! Un nou video.